Aș prieteni, o seară de Liga Națiunilor cu multe goluri. Practic nu s-a înregistrat în 8 partide niciun 0-0. Andorra, Kazakhstan, Dane s-a terminat 1-1. Andorra a reușit să egaleze în superioritate numerică în minutul 86. În rest, goluri peste tot. Ai noștri ca brazii, înțeleg, 2-2. Ca Turcia aproape. Da, am egalat de 2 ori în Serbia, cu rezultat de 2-2. Coroborat, sigur, și cu excelentul egal de pe Ilie Oană, 0-0 cu Muntenegru. Noi rămânem încă, suntem la 2 puncte în spatele Serbiei, care n-a reușit să ne facă pe teren propriu. În ciuda unei duble, înțeleg, al lui Mitrovici. Da, da, frumos, al doilea gol, cel puțin foarte frumos. Am scăpat de meciurile de pe Pro TV, întrucât cu aplicația pe care o dețin, mă uit numai la meciuri străine. Am văzut golul Portugaliei, Andre Silva, în fața Italiei, nebunit Mancini. Să știi că niciodată în istoria fotbalului Italia n-a primit tipul ăsta de gol. Este o premieră absolută, deci este un gol ala gâgă pe care noi, de exemplu, l-am primit de mii de ori. Italienii nu luaseră niciodată tipul ăsta de gol. Adică o intercepție undeva la 40 de metri de poartă, bruma ăla s-a dus ca un drac în care, numai că acolo nu mai știa cu care picior să tragă, s-a împleticit un pic, a pierdut tempul ăla avans pe care l-avea față de fundașul italian, însă italienii erau atât de prost aliniați în defensivă, încât ăla, trimițându-o în lateral ca să scape de ea, doi portughezi s-au bâlbuit, s-au invitat care să tragă, italienii tot nu erau prezenți și a pleznit-o cu stângul Andre Silva în colțul lung și s-a terminat 1-0. Deci niciodată Italia remizează practic 90% din fotbalul pe care îl joacă pe defensivă, n-a fost atât de descompletată la o acțiune. Adică ce dacă pierzi o minge la 35-40 de metri? Ce dacă o pierzi? Când ești Italia, în mod normal, imediat te repliezi, ei încă joacă și astăzi cu libero, ca pe vremea lui Barezi. Ăla trebuie să fie oricum. Mai generoase, când o să avem timp, și ce s-a întâmplat cu Serena, Radu, la Am văzut direct faza. Serena este însă o multirecidivist, asta e problema. Da, culmea că, uite, sunt foarte mulți care au apărarea. De exemplu, Washington Post, imediat după partid, la câteva ore, a scris un articol în care condamnă clar tot ce s-a întâmplat acolo și nedreptatea la care a fost, subliniază nedreptatea la care a fost supusă. Nu asta să discuta. Fata. Că nu e vorba de dreptate și de nedreptate. E vorba că ea a fost sancționată pentru modul în care i s-a adresat arbitrului. Prima dată nu primise decât un punct de suspendare. A primit un game de suspendare când l-a făcut hoț pe ăla de 3 ori. În condițiile în care tu te duci la fotbal, da? Ăla îți dă un galben. Să zicem Alexandru Tudor, îți dă un galben la călăraș cu Sepsi. Și tu te duci și îi zici în față, bă, hoțule, bă, hoțule, bă, hoțule, de 3 ori îți dă roșu. Da? Nu contează cine ești și câtă dreptate ai. Deci aici Washington Post sau toți cei care au luat apărarea Sirinei omit acest lucru. Nu contează că ești Serena Williams. Și nu contează că ai dreptate. Dacă îi spui unui arbitru de 3 ori consecutiv că e un hoț, te dă afară de pe teren oriunde ai fi. E normal. Bun. Pe mâine, Dane. La revedere. La revedere. Următorul program este interzis copiilor sub 15 ani. Acest program vă este oferit de Unibet, de la jucători pentru jucători. Bună seara, prieteni! Bun găsit la Un Pont pe Zi. Iată, suntem la capătul unei zile cu rezultate interesante. În primul rând, acest Suedia-Turcia 2-3. I-a fost și pauză final, dar sincer nu mă gândesc la nimic necurat aici. 2-2-ul pe care România îl scoate în Serbia, în fața unei naționale apatice a Serbiei. Am spus chestia asta în preambulul partidei. La finalul săptămânii viitoare, trecute, imediat după ce jucasem cu Muntenegru, și mai spuneam un lucru atunci, să vezi că România o să scoată un rezultat bunicel pe care apoi se va hazarda și își va semna, eu știu, falimentul probabil. Cred că acest 2-2 e un scor care mai degrabă induce în eroare.
națională a României, publicul și, mă rog, comentatorii. Sunt convins că iarăși se va spune, așa cum se spusese înainte de meciul cu Muntenegru, că avem o nouă atitudine, că avem un selecționer care știe să scoată tralala, așa mai departe, toate acele discuții. După Muntenegru, toată lumea dată cu mâlc, da? Se spunea înainte de partida cu Muntenegru, uitați cât de deplasat a fost Daum când spunea că pe cine ai aduce la Naționala României, poți să-l și pe Mourinho și pe Guardiola, că tot nu o să facă treaba, asta spunea Daum și era criticat. După meciul cu Muntenegru s-a făcut o liniște totală, la fel ca pe Ilie Oană, iar acum, după acest 2-2, merita sau nu rămâne de văzut, dar 2-2 cu Serbia, cred eu că mai rău suntem dezavantajați. Iarăși o să visăm ca Evers pe pereți și iarăși va veni momentul de contul. Alături de mine Sabin Pârvan. Salut, Sabin! Salut, Dane! Salut, pariori! Hai să vedem, ce zici de meci? Da, păi cine a văzut prima repriză, nu cred că se lasă impresionat de rezultatul final. Așa e, prima repriză a arătat o imagine la fel de dezolantă ca... Bine, nu chiar la fel de dezolantă, dar un pic, doar un pic mai puțin dezolantă decât cea din meciul cu Muntenegru. Da, da, foarte slab în prima repriză, ne-au dominat, ne-au pe partea lui Bancu acolo, s-a făcut Flevar, toată lumea trecea. Ai văzut Bancu, repriza a doua, sta mult mai cu minte, s-a apărat mult mai jos decât în prima repriză. Da, da, ei, în a doua repriză, probabil, discuțiile din vestiar au avut efectul, nu probabil, cu siguranță, discuțiile au avut efectul scontat, dar, într-adevăr, și foarte bine a evidențiat chestia asta, noi nu am văzut Naționala Serbiei de la campionatul mondial, pentru că dacă am fi prins-o în forma și cu pofta de joc pe care o avea acum o lună jumate, două luni, era rău tare de noi. Nu am jucat bine. O să o vedem la București, cred eu. O să vedem la București, dar nu am jucat bine, am fost norocul și am marcat din faze fixe, bine, faze fixe, penalti și un corner, dar nu trebuie să ne facem prea mari iluzii, următorul meci este în Lituania și... Te întreb ceva, Sabin, era mai bine dacă pierdeam meciul ăsta și spun de ce spun chestia asta, pentru că cred că puși în fața unui moment al adevărului mai stringent așa decât acest înșelător 2-2, s-ar putea să se fi făcut lucruri mai normale în viitor, adică gen să se caute soluții reale, nu imaginare. Da. Noi anual avem câte un moment al adevărului. Înainte era momentul adevărului. Am fost neinspirat când am zis momentul adevărului, dar s-ar fi ajuns atât de rău încât... Da. Mai jos de atât nu se putea. Exact. Nu e un rezultat. Adică, îți dai seama, nimeni nu-și dorește să piardă Naționala. Nu, vreau să zic dacă era mai favorabil sau nu. Nu că ne dorim să piardă. Că ne dorim să-ți dorim să piardă. E greu de spus. Mă gândesc, pe de o parte, da, poate că ar fi fost mai bine să pierdem, pentru că mai trăgeam o linie și mai vedeam ce mai este, dacă mai rămâne ceva sub linia respectivă. Pe de altă parte... Are și contra câteva merite și trebuie să așteptăm puțin să vedem ce se întâmplă cu puștii ăștia aduși la Națională, cu sistemul ăsta de joc reinventat. Din toamnă, teoretic, va avea acces și la jucătorii care acum sunt la Națională de tineret. Sperăm să se califice la Euro și vor continua aventura la anul, dar deocamdată se va conta pe ei la Națională Mare. E greu de spus acum. Norocul nostru este că vine meciul cu Lituania. Teoretic pe ea o să-i batem și cu ceva șanse am urcat. Cu Lituania în deplasare. Cu Lituania în deplasare, da. Cu puțin noroc am putea urca chiar pe primul loc în grup. Da, e complicat deocamdată. Oricum nu e o competiție de care să ne cramponăm și eu cred că puține naționale angrenate în Liga Națiunilor se gândesc exact ce e această Liga a Națiunilor și nu mai țin minte care a fost jucătorul englez. A fost discuția, a scris-o undeva pe Twitter. Nu știu. Am văzut și eu, da. Da, că a încercat antrenorul să ne explice de vreo 2-3 ori ce înseamnă Liga Națiunilor, nu a înțeles nimeni. Dar, practic, acum încercăm să construim o națională care să dea un oarecare randament în preliminarele adevărate, pentru că chiar dacă mergi la play-off-ul ăla, deci nu e o competiție cu sens al moment. Bun. O să începem cu subiectele pe care le-am pregătit pentru mâine și apoi vom face un pic mai târziu bilanțul. Pornim la drum cu meciul zilei Unibet, o întâlnire interesantă, cea dintre Spania și Croația. Uh,
Întrucât am făcut în așa fel încât timpul să ne preseze, Sabin, trebuie să ne grăbim. Trebuie să ne grăbim. Câștigă Spania cota 1.72, iar cu toate că pe la prânz scăzuse undeva pe la 1.65, văd că a revenit la, nu la cota normală, a revenit la cota atât cât era aceasta la, la deschiderea piețelor, remiză cota 3.70, câștigă Croația cota 5, mai avem și, și alte variante, alte sugestii, pot fi luate și ca sugestii, dar sunt variante care, prin care încercăm să, să evidențiem oferta consistentă pe care Unibet o are inclusiv pe aceste meciuri din Liga Națiunilor. Unele case de pariu nu că se feresc, dar păstrează o ofertă clasică de, pentru aceste partide, cei de la Unibet vin și cu ceva în plus. Avem pariuri pe cartonașe, peste 3,5 cartonașe, o cotă de 12, o cotă foarte bună. Ambele marchează cota 2,05 și peste 9,5 conere meci, o cotă de 2. Uite, o selecție de cote de, de peste 2. Doritorii, cei care vor să, să forțeze mâine puțin pariurile, astăzi, că suntem deja marți, ar putea să, să se inspire. Am, da. Iară vreau să întreb ceva, Sabin. Spania a reușit să câștige contra Angliei în deplasare. Crezi că e o stare de spirit mai bună în tabăra spaniolilor decât în cea a croaților în momentul ăsta? Eu am văzut meciul Anglia-Spania, a fost un meci foarte, foarte bun, pentru că și Anglia a jucat foarte bine, Spania a jucat la fel, a jucat excelent. Eu cred că în, din vestiarul Spaniei nu a, nu a dispărut starea bună de spirit. S-a făcut o tâmpenie înainte de campionatul mondial, pentru că chiar dacă ești legat de 1000 de contracte, de sponsor, de semnături și de topuri de hârtie, nu poți să-ți concediezi, fiind Spania candidată la trofeu, nu poți să-ți concediezi de antrenorul cu două zile înainte de startul campionatului mondial. Adevărata fața Spaniei nu s-a văzut la mondial, acolo a fost o chestie încropită, s-a întâmplat din mers, așa, probabil federația și-a asumat acea gafă, pentru că, da, mă uitam ce diferență între reacții, pentru că în perioada respectivă citisem atât cât am putut marca să văd cum reacționează, nimeni nu comenta prea multe. Dom'le, a fost vorba de o înțelegere, nu s-a respectat și Spania și-a schimbat antrenorul. Spania nu este o națională deloc slabă, bă. Nu cred că în vestiar a fost vreodată vreo problemă. Pur și simplu o chestie pe care nici jucătorii probabil nu și-au asumat-o, ce s-a întâmplat la mondial. Băi, ne-a adus antrenor nou cu două zile înainte, asta e viața, am trecut de grupe, s-a întâmplat, mergem mai departe. Spania produce jucători cu nemiluita și probabil la, la Euro va face iarăși nebunie. Iar eu cred, pentru acest meci, cred că Spania va câștiga, pentru că sunt și ceva probleme la, la croați, sunt probleme defensive, Lovren și Strinic sunt, sunt accidentați, vârful Kramaric aici, în ceea ce privește atacul la croat, chiar sunt probleme, Kalinic are scandalul cu, cu antrenorul, după cum știm, Mandzukic s-a, s-a retras. Aici ar putea, aici este un compartiment în care Croația chiar nu, nu are niciun caz forța Spaniei. La mijloc e ok, dar și Spania stă bine acolo. Deci dacă ar fi să pariez pe această partidă, dacă ar fi să pariez, când voi paria pe această partidă, eu voi merge pe mâna gazelor, deși cota nu este foarte bună. Pontul nostru pentru, pentru acest meci este, în schimb, gazele peste 5,5 conere, pentru că o văd pe Croația înghesuită și încercând așa cumva să, să desfacă pe la mijloc, dar e greu. Spania ușor, ușor deprinde stilul lui Simeone și poate că mulți o să spună că vorbești tâmpenii, dar are acel stil de, de a presa constant adversarul. Nu mai joacă ca în perioada Barcelona, nu joacă niciun caz pe stilul Real, joacă pe, pe un stil de joc în care adversarul este sugrumat până în finalul partidei. Cred că acest pont este, este inimerit. Da, sunt de acord că e un pont mai mult decât rezonabil. Avem și echipele, până să vi le citim, vă invităm și pe Facebook, prieteni, acolo așteptăm comentariile noastre, le vom citi în, în direct. Așadar, echipele, probabil, Sabine, eu am o, am o variantă, dar nu știu cât de corectă este, De Gea în poartă. Ar fi un 4-3-3 cu Carvajal, Nacho, Ramos și Alonso pe linia de fund, Niguez, Busquets și Alcantara, iar în față Asensio, Rodrigo Moreno și Isco. Da, e cam aceeași națională folosită și partida cu Anglia. Uite, și de partea cealaltă este Santini în, în față, vârf. Mulți nici nu au auzit de, de acest băiat, joacă, joacă în campionatul Belgiei. Perisic, Kovacic, Piaca, Rakitic și Modric. Da, așa, cei cinci clasici din această zonă.
Barisic, Mitrovic, Edvai, Kalinic, poate, da, ok, o națională foarte bună Croația, dar ți-am zis, din punctul meu de vedere, are probleme în atac, iar acești doi fundași absenți, Lovren și Vida, se vor resimți în jocul echipei. Corect. Hai să citesc câteva dintre mesajele pe care le-am primit până acum, Sabin, le discutăm împreună. Avem un nemulțumit. E vorba de Ciprian Bălan, care spune în felul următor, zice, m-am luat după voi și am pus Olham, am pierdut, rușine experților. Apoi apar diferite comentarii, sunt aici mesaje, zice, nu trebuie să pariem, aici doar se discută idei pentru pariere, ne scrie un alt telespectator, Liviu Adrian Mazilu. Ciprian, cine te pune să te arunci așa? A spus cineva vreodată că ponturile sunt 100% sigure, scrie și Sebi Robert, un alt telespectator. Sabine, cum ar trebui să privească telespectatorii? Cum ar trebui să privească aceste ponturi? Păi, cred că e o chestie pe care noi am tot discutat-o la nesfârșit în emisiunile noastre și nu doar în aceste emisiuni, pentru că noi am mai avut vreo câteva sute de emisiuni cu câțiva ani în urmă, iar logica, ideea de bază pe care pliem toate aceste emisiuni e aceeași. Noi suntem un grup de oameni, un grup de băieți care pariază de ani și ani și ani de zile, care în fiecare zi extrag niște ponturi. Micul nostru dezavantaj este că trebuie să extragem ponturi cu 24 de ore înainte, dar e o chestie pe care ne o asumăm, nu este treaba nimănui. Ponturile, procentajul ponturilor din emisiune este undeva la 65-70%. Nu mai trebuie, cine spune că e puțin, sincer, nu este un fenomen, nu înțelege exact cum merg lucrurile. Și până la urmă, Sabin, trebuie să subliniem o chestiune. Noi suntem ziariști sportivi, discuția noastră este una jurnalistică, în primul rând. Noi vorbim despre meciul ăsta, evident, discutăm despre pariuri, pentru că asta ne place, dar eu nu m-aș lua după cineva dacă nu aș fi eu de aceeași părere. Adică dacă m-aș uita la mine la emisiune, eu tot m-aș mai gândi o dată înainte să pariez. Și asta vă sugerăm să faceți și noastră, prieteni. Mergem mai departe. Ca să câștigi când pariezi, ai nevoie de informații multe. De aceea